Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. N-au fost banați niciodată? Tot te dracu. Dar ăla are legit anti-aim, ce dracu are? Așa mă, bossule, aici tu. Încă unul. Încă unul. Ce zici, bă, Ecstasy? Bun sau sal? Pizda, mă, timp dai tu Free Fire. Bine, m-am dat ace bait. Nu știu ce să zic. Salutare, bă, băieți, bine v-am găsit la un nou episod de CSGO Prime Hacking. Suntem aici alături de Ecstasy, zici tu ceva, manule? Salutare, bă, băieți. Bă, băieți, dacă mă întrebați de ce Ecstasy vorbește aici mai încet, este filmăm la ora 3:20 ca oamenii normali. Eu vorbesc mai tare pentru că sunt mai retardat și dacă vine mama să mă bată, o să închid episodul. Bă, fraților, astăzi e un episod mai special deoarece jucăm aici alături de Ecstasy și omul meu e nebun la cap. Joacă, uitați cu ce inventar joacă omul meu cu coduri, bă, băieți. Mamă, acum vă dai Marble Fade, coaie. Cât e ăsta? 500? Nu, e 1200. Ma. Păi cuțitul ăsta, bă, coaie, trebuie să-ți dau motorul meu și încă 300 de euro ca să dai cuțitul ăsta, ești nebun la cap? Uitați-vă, bă, băieți, cu ce joacă băiatul ăsta cu coduri, mă rog, are name tag-uri aici, are agendul ăsta care cred că e 3 euro, ăla cu prezervativul pe cap cât e? Nu, cred că e 7 euro, bă, băieți, mai are aici niște shadow deghers pe care o să mi le dea mie după video. Cât costă alea, că ți le-aș cumpăra să-mi va picioarele shadow deghersurile alea? 65. Să mor tu! Da. Facem schimb, coaie? Știu, eu am Rust Code, ale mele 61, îți dau și eu 20 de lei acolo, Revolut, ceva, și face schimb. Bă, băieți, las că poate fac eu aici o mică afacere cu Ecstasy și ne lung, că m-a plictisit de ale mele să-mi bat picioarele. Las că vorbim noi, Ecstasy, după video de ești tu star la meci, bă, fraților, hai să facem 2000 de like-uri pentru acest episod. Da, eu auzi la mine, coaie, îți dai start, tăiți-ar familie, m-am tâmpit rău de tot. Bă, fraților, dați și voi acolo, hai să facem 2000 de like-uri și hai să vedem cum o să decurgă meciul. Sperăm să nu dăm decodat, poate fac și eu un rank up. Bă, chiar eu joc cu al câtelea meci, dar s-ar putea să dau rank up meciul ăsta. Că am câștigat vreo 7 meciuri consecutive de când am lemul ăsta și n-ar strica un suprim. Hai să vedem, bă, băieți, dacă dăm rank up sau nu. Sperăm să nu dăm decodați. Deși mi-a zis Ecstasy că nu mai am transfectul așa mic. Hai să vedem, bă, băieți, dacă dăm decodat sau nu. Gata, mă, frate, chiar zi unde mergem? Ne despărțim sau mergem doi codați împreună, frate? Nu știu unde vrei tu. Ia, ce cuțit ai acum? Ia, dă să-l văd. Mamă, carambitul. Zi-mă fără miște, vrei să facem trade? Și văd eu, îți mai dau acolo din withdraw-ul ăla de la Neverlose, mai dau 5 euro. Ale mele sunt 61 sau 62 și ale tale, cât ai scăs, 65? 65, da. Da, scăs, dau 5 euro și cu comision. Oricum, eu le vând pe mare, adică nu-mi pasă dacă vrei să facem sau nu. Bă, facem, frate. Facem, numai că, pot să fac, am autentificator. Da, am eu trade ban pe ele. Ai trade ban? Da, nu știu exact cât mă. Mamă, ce one tap am dat, l-am distrus, l-am mutat pe altă planetă, ești nebun la cap. Cred că ăștia de la noi au cod. Cum ar fi, coaie? Vezi că ar fi bine, ești nebun la cap. Așa, un mic carry. Bă, unde e ultimul, bă? Ia, uite-l, coaie, dar vreau și eu un kill, mă, vreau și eu să fac în capul ăla în suprim. Bă, băiatul, hai. Bine, mamă, ce one tap am dat. Asta de la noi, cred că are cod. No Fear ăla? Are nume, nu, ăsta No Fear ăsta are nume de la, de joacă pe serveri. Mamă, ba da, are cod, coaie, ești nebun la cap. Uite-te care e o singură medare ale lui Adi. Păi da, uite de ce cont are. Ba, da, 144 Hz, eu, da, mă, ăsta are mare cod, ești nebun la cap. Bă, băieți, aveți și canalul. Bă, am zis la început, nici mai știu dacă aveți de canalul tău la început. Sunt ultimul ratat, coaie. Bă, băieți, o să pun asta la începutul videoului, dacă nu uit. Aveți canalul Ecstasy în descriere, vedeți că postează și el video mâine tot alături de mine, așa. Și o să-i vedeți acolo toate skinurile și toate nebunile. Eu n-am apucat să vi le prezint pe video pe toate, dar o să vi le prezinte el acolo mâine, bă, băieți. Nu știu exact la ce o să posteze, oricum o să-i dau și un share pe comunitate ca să fie treaba. Și de acum poate filma mai multe episoade aici cu Ecstasy, pentru că vreau să-i dau și o țeapă de Marble Fade-ul ăla și mama vreau să mă prietenesc cu el, băieți. Ți le cer pentru un video mai târziu, ești nebun la cap. Bă, dați-mă, intrați pe el. Vorbesc cu ăștia de parcă, mă, fem, câte kill-uri, fii atent. Mamă, băi, ești, lasă și defuse-ul, lasă și defuse-ul. Aaa, nu mă lasă căcatul ăsta, man, please, let me defuse the bomb, please, man, please, man, please, man, man. Mamă, am vrut să-l împușc în cap, dar pierd după aia. Ce trist, nu vrea să stea. E terminat, îmi pui, nici n-avea defuse, bine, nici eu n-aveam. Oh, tot eu am luat MVP-ul, las că e bine. Din câte știu, MVP-urile se pun cel mai mult la rank up, nu? Da, bă, nu știu ce zic de tine, un pic obvious, așa 6 cu 0. E obvious, nu știi ce vorbești, frate. Nu știi ce vorbești. E obvious, dar eu așa joc fiecare meci. Bine, tu cu inventarul ăla de 1500 decât motorul meu și încă atâta, te cred că nu joci obvious, ești nebun la cap, de cuțitele astea chiar nu-mi pasă. Mă crezi, dacă vrei să vezi ultimele meci, nu mai se mire. Ah, băga mea și picioarele m-au luat, ia să vedem skin-urile, bă. Ia, hai, mă, uite-l cu aia ce skin. Uitați-vă la băiatul meu ce skin-uri are. Mamă, cât e Dragonfire-ul ăsta? Că eu l-aveam pe skin changer, adică l-am pe skin changer. 17 euro. Bă, ești prost. Factorin e normal. Vezi că arată, de zici că e 500 de euro, ești nebun la cap. Arată, sper, șmecher. Nu știu că eu am skin changer.
S-a mort tu că ai skin-uri și joci cu skin changer cu aia. Da. Nu acum spune că ai și al cuțit. Slotter. S-a mort da, tu. Nu slotter. Bă, nu ești sănătos la camă. Bă, ăsta are M9, Marble Face și... Mamă. Are... Hai că are M9, are Karambit, Marble Face și el joacă cu skin changer, băieți. El joacă cu skin changer. Și eu... Pe da, l-am de 3 luni pe cont, cred. M-am plecit. Și eu... De, cred că am un an, hai că am un an, am și eu vreo 5-6 luni cu cuțitele astea și tot. Parcă tot mi-aș băga skin changer când am Shadow Daggers-urile astea, ești nebun la cap. Deci viața mea. Le-am cumpărat, erau, fii atent, erau 70 de euro când le-am cumpărat și acum 59, profit de... Mamă, chiar sunt 59,80, ești prost? Mamă, trebuie să-ți dau 7 euro, ești nebun? Hai să-ți dau și în plus, că până la urmă, na... Trebuie să dau și în plus, ești nebun la cap comisionul. Dar bă, ce s-au ieftinit și erau 62 sau cât erau ieri. De la o zi la alta. Ia, ah, dar nu, știi ce am vrut să fac? Era o fost încă, a scăzut piața. Da, și asta. Dar era o perioadă de, a fost o perioadă de 2 zile în care nu era niciunul listat pe market. Și am vrut să le pun pe ale mele cu aia la 1000 de euro. Mă gândeam că poate e vreo prost de... Da, am vrut să le pun la 1000 de euro, că poate le cumpăra cineva aici, nebun la cap. Bă, la 1000 nu prea, dar dacă le pune cu 10 euro mai mult, posibil să le fi dat. Da, dar nu are rost cu aici, nebun la cap. Ce să fac cu banii din... A, să-mi cumpăr al cuțit aia, da, dar puii mei. Nu știu, eu prefer să fac trade-uri. Lasă că... Dar dacă zici, când îți trece trade hold-ul ăla? Că poate mi-intre și mie până atunci banii din Neverlose și... Facem trade-ul, manule. Îți dau 7-8 euro în plus acolo pe PayPal și facem trade-ul. Ia uite-l, băi, coaie! Deci nu, și tu ți-ai luat up? Da, și mi-am luat. What the fuck? Fii atent aici. Stai un pic. Hai să băgăm un registru strong, mai așa. Păi aia zic, ai zis de mine că joc obvious, ia fii atent aici ce pot. Să vii cu mine, te rog, pe lung. Sper să vină cineva pe lung. Hai că băgăm aici tactica. Așa fac de fiecare dată când îmi banez un cont. Zic, hai mă băieți că vă arăt eu aici o tactică și a doua zi direct ban. N-ai văzut cum mi-am banat ultimul cont? Știi live-ul ăla pe care mi-am luat ban? Nu știu. Eram, dădeam rage într-un match atunci când era, când nu mergea Overwatch. Bine, nici acum nu știu când de mult merge, dar înainte, acum vreo... Băi, coai! Nu mai suport. Deci atunci când nu mergea Overwatch-ul... Dădeam rage într-un meci, era mare HVH și la un moment dat am început să citesc comentariile, că murisem. Și am început să, adică am început să citesc comentarii vreo 5 minute în continuu, efectiv, eu mă respawnasem, mă pui mie, nici n-am observat că meciul continua. Și la un moment dat mă scoate din meci cu aia și mi-am luat bani. Și eu tot am continuat să citesc comentariile până început de ea să spameze pe chat că mi-am luat bani. Și când m-am întors cu capul spre monitor, da, aia a fost, ești nebun la cap. Apoi ce, tot aveai rage-ul activat sau ce făceai? Da, mă, dădeam HVH cu ea din echipa adversă și aveam cont de 3300 de ore, 400 de win-uri pe compe, vreo 200 de win-uri pe wingman, 80 de win-uri pe danger zone, hai cu 80, aveam vreo 20, dar în fine. Dar oricum aveam multe win-uri pe compe și pe wingman, știi? Și chiar, cu aia ești nebun la cap, luasem contul ăla, când l-am luat eu contul ăla avea 500 de ore și după aia îl dusesem în 3000. Mă rog, vreo 1000 și ceva era idle, dar oricum am jucat enorm de mult pe el, făceam și pe live-ul de 12 ore, numai pe contul ăla am jucat, ești nebun la cap. Deci am rupt pe contul ăla, mamă, fiind aici ce fac lăsăm. Tu zgura, mamă, de nu mi-au bani după meciul ăsta, băieți. Stai să vezi ce se mi-e regi și bagă ăștia acum, ia uite pe aia ce râd coaie. Deci tu știi cât de urât le-am dat? Mamă. Ie, dar la unul pe mamă, coaie, cât de urât am văzut să le dau. Lasă-mă, frate, nu-i problemă. Păi tu ai 3 cu 4, ești nebun, tu chiar că n-ai treabă. Oricum că nu o să joci cu mine, crede-mă, eu deci eu sunt stare să fac și 70 de kilor doar ca să câștig meciul. Mie nu mai place să pierd, efectiv, eu n-am mai pierdut un meci de... Ești nebun la cap, eu dacă vă că-l pierd... Eu vă rog off dacă nu dai pitch de-a. Da, dar așa ziceau și băi, bine, eu am jucat HV așa atunci, dar aveam prieteni care... Tot așa, aveau conturi faine, se bazau pe chestia asta că eu vă rog off și au avut atunci perioada aia de sclipire în care și-au revenit câteva zile. Și atunci așa că am luat toți banii, nebun la cap, eu nu vreau să risc. Și nu de cuțite, dar bă, gândește-te că contul ăsta e acum e bunicel, adică în afară de level și de puii mei, e ok. Și gândește că l-am făcut eu de la zero, deci efectiv eu l-am făcut de la... Mamă, eu l-am făcut de la zero contul ăsta, eu am dat acolo create account, pula mea, știi? Și parcă mi-e așa. Și la fel, am contul din 2018. Mamă, vezi că tu e bun, ești nebun, eu l-am din aprilie, anul ăsta ești nebun. Nu l-am de foarte mult timp, dar oricum, parcă nu prea aș vrea să-l banez. Mamă, mai știu, tu de cât timp joci cu coduri? Coduri din 2017. Mamă. Eu prin 2000. M-am jucat cu Kirito, cu Vester. Da. Mamă, cu Vester-ul. Mamă, coaie, tu chiar zis că ești ăla care ți-a luat bani cu cuțit în pula mea cu Vester-ul. Da. Mamă, țin minte că am vorbit cu tine pe Discord cu aia atunci. Deci, ți-am zis eu că trebuie bătă, dacă ți-ai băgat codul aia. Mi-a luat bani, zic eu din ce cauză, că mi s-a încheiat sub-ul la Vester în timpul meciului. What the fuck? A făcut Denisica în puie mei, mare script să-ți dea bani dacă ți încheie sub-ul în timpul meciului, ce pula mea. Bă, oricum, ăla era ultimul paste, ești nebun la cap, adică, bă, dar vezi că atunci chiar,
Chiar încet, dacă, bă, mișto, dacă, dacă mă țineam de paste-ul ăla, dacă mă țineam de paste-ul ăla, acum era mare cheat developer, ești nebun la cap, că eu învățasem acolo să dau la manete prin Visual Studio, știi? Eram cu ăștia, cu Argent, cu puii mei pe Discord și mă mai învățau acolo. Și dacă mă țineam de atunci și tot modificam căcatul ăla de paste, până la urmă poate era ceva de el, ești nebun la cap, că mă învățasem, mai modificam și pe acolo. Dar acum dacă mă pui să intru în Visual Studio, nu mai știu nici să ți-l deschide, ești nebun la cap. Nu știu să dau acolo, create project. Da, aveam, știu că aveam, gândește cu aia, aveam vreo 700, mamă, ne-am căzut că e asta bomba. Aveam vreo 7 surse de coduri cu AMPC și le combinam pe toate și făceam scheme piramidale pe acolo, dar nu mi-eșa nimic, ești nebun la cap. Ba, tădea crash, ba, nu mergea skin changer-ul, ba, activam anti-aim-ul, nu se întâmpla nimic, dar încercam și eu acolo să fac ceva, știi? Băi, și acum am dat seama că dacă mă țineam chiar era ceva de capul meu acum. La fel și cu, nu știu dacă tu ai avut o chestie la care în trecut erai super bun, dar acum nu mai știi absolut nimic din chestia aia. Probabil, nu știu dacă mai știi perioada aia cu intro-urile din 2015-2016, când se făceau intro-uri, când erau tot felul de designer de nebuni. Da, și făceam și eu intro-uri cu aia și o să-ți arăt că încă le am pe canal, dar majoritatea sunt pe privat, o să-ți le arăt după aia. Bă, devenisem destul de bun la chestia aia aici, nebun la cap, și acum dacă intru în After Effects nu mai știu să fac absolut nimic. Deci nu mai, nici un video nu mai știu să-ți dau acolo import în After Effects. Și înainte făceam intro-uri cu aia în After Effects. Deci, mamă, cu aia, ultimul, mamă. Ne joc la ora 3 noaptea, băieți, ce să ești nebun. Hai să nu ești pe ecstasy, exaziva, știu ceva sau se moare azi. Mamă, ce preferi dai la coaie. Pe bagă și tu, dacă tot ai preferi de astea, bagă și tu FOV-ul mai mare, ești nebun la cap. Ți-a făcut șustă ăla? Nu cred că moare. Ai grijă să nu se hotărască la să-ți ia pic. Mamă, bă, nu se poate la ora asta, mă, frate. Nu suntem puși pe treabă la ora asta, băi. Ui, bine deloc, băieți. Băgăm FOV-ul. Mamă, hai runda asta care vine. Bine, tu aveai deja scout. Hai runda asta care vine, să luăm scout, să le dăm, serios, vrei? M-aș băga o rundă serios în ei. Mergem rush pe B și dacă nu-i nimeni pe B, dăm pe under? Hai că te învăț o tactică, fain, că n-au ce să fac, adică... Ești cu wall sau fără? Cu wall? What the fuck, always on. Mă rog, chemsurile, dar chemsurile gen se văd și prin pereți, știi? La Unity aveam pe keybind, gen, aveam chemsurile normale și când voiam să mai văd prin pereți, de obicei când muriam și voiam să le mai dau la co-echipier info, aveam pe alt, știi? Și când dădeam pe alt, mi se activau... Și la noi, pare că ești pe keybind. Bă, nu știu dacă la exit eu m-am pe keybind. Adică dacă am, nu știu cum să-l fac, ești nebun. Dar nu mai stau, adică, acum. La nouă gen dai click dreapta pe opțiunea. Da, care păi fix așa, fix așa era și la Unity, fix așa. Hai pe B, dacă nu-i nimeni pe Gemander, short. Și dacă nu-i nimeni nici pe short, îi dăm pe long. Că n-au unde altundeva să se ducă. E mă o tactică. E B? E de B? Da. Ia uite mă, ia fendește-le două. Bă, gamii ești picioarele. Unu, futu, mama, m-am uitat la picior cu aia. La picior, la... Mi-am pus ținta pe piept și am dat cap, ești nebun la cap. Ia fenda aici, nu-ți copii dau la băiatul ăsta. Bam, tu-s, ma. Să mai zică lumea de mine că nu joc Ovies, băieți. Ia vedeți că am și eu sânge în coaie să bag, să dau semile și cu cuțitul. Este nebun la cap. Și vreau... Stai mă, când ai zis când îți expiră trade banul ăla, trade hold-ul? Nu știu, m-am uitat. Ia uite, s-au uitat după runda asta, chiar scrie Sfent încă un nou scop. Băi, coaie, deci dă prea bine nou scopuri, deci nu știu, Exitium, nu știu dacă e așa și cu... Oh, sorry. Ah, tu erai. Nu știu dacă e așa și cu... Noviu, dar parcă te ajută și la nou scopuri aimul de pe Exitium cu aia. Adică efectiv dacă dai only head, gen dacă îi dai hitbox-ul pe head și dai FOV în blană, cred că orice nou scop ai dai, îi dă cap, ești nebun la cap. Mamă, nu știu de ce. Ia Fenty, dau, mamă, numai de o dată pic. Fenty aici, stai să nu-l omor. Uite-te la mine, să vezi de la ce distanță îi dau nou scop și mai dau și cap. Ia Fenty, ia Fenty. Opa. Nu, că fuge prostul, futu-s nația, mătii. Hai după mine. Jump shot nu cred că merge, dar așa dacă stau și mai la el merge. Ia. Ai văzut? No scope cu aia. Și de la ce distanță? Deci eu cred că merge, uite pe ăștia ce râd săracii. Man, I'm not cheating, I'm just so good at this game. Look, I have knives. These skins are giving me skill, man. If you rich, you can use cheat, man, you know? What? If you rich, you can play with cheat, man. It doesn't matter for you. I don't understand what are you saying. 7 septembrie, mamă, e ceva. I'm playing face it, man, I'm level 10, but now I'm just practice. I just practice. I don't wanna believe you, man. Deci joc numai la nou scopuri, fii anzi. Ah, băga mi-așa dat! I-a dat BAME, futu-s gura, mă, minus 73, hai că stau aici pe fratele ecstasy. Ah, fii anzi, dacă vrei să vezi ceva interesant, tu te să vezi câte luam pe Faceit. Cam link-ul de la Faceit pe profil. Ia să vedem, bă, băieți, câte luare. 7000, a? Ești acolo, peste neve-ul, peste ăștia, ia să vedem Faceit. Mamă, level 10, să mor tu, coaie. Te joci Faceit? Sau da. E cu... Mamă, banned for cheating. Am înțeles. Am crezut că am o surpriză aici, level 10. Mamă, dar... În fine. Bine, mă, frate, ești bun. Dar la ce ți l-ai pus ăla, la Caterinca, așa, ăla? Dar nu, chiar e profilul meu. Păi știu că e profilul tău, coaie, dar pe la ce ți l-ai pus să vadă aia banned for cheating în pana mea? Mamă, dar skin-urile astea, ești nebun la cap.
deschide Clash case-ul ăla, să mor tot. Ai cheia pentru el? N-am okay. Cheie. Așa i-am mai zis la un prieten într-o seară. Cu Ilie ăla, cu Zedo, dacă îl știi. Eram cu el într-o seară. Păi eram să zic acum, eram cu el într-o seară pe Skype era atunci, pula mea, nu știam noi Discord. Și avea 5 euro și erau două variante. Ori să cumpere, știi că erau înainte pe G2A conturi de alea de ruși la 2,50€ sau ceva de genul și îți băgai cu VPN și activai contul. Și noi atunci jucam cu coduri și m-a întrebat el: bă frate, dă ăștia 5 euro, cumpăr două conturi și jucăm cu coduri sau deschid două cutii? Și eu am zis să cumpere conturile, că pula mea, oricum erau șanse aproape zero să-i pice ceva. Și le-a zis: nu mă frate, deschid cutiile și dacă pică ceva îți dau și ție și contul și îți mai dau nu știu câți bani pe lângă. Băi, cu aici a deschis și a picat mare M9 Doppler de 400 și ceva de euro era atunci. Băi, ești nebun la cap. Dar are și video pe YouTube, mi se pare. Da, mă, coaie, din două cutii. Prima cutie nu i-a picat, sau nu, la prima cutie cred că i-a picat M9 Dopplerul ăla. Nu mai știu, are el video, dar l-are pe privat. O să, când intră, o să-i zic să-mi dea link, că l-are pe nelistat. Să vezi ce nebunie, coaie. Să vezi ce am început eu să țip pe acolo și eu, gen fix după ce i-a picat cuțitul, eu în loc să mă bucur pentru el, am zis: na, hai frate, aici că-mi dai banii, dăm banii. Nici nu mă gândeam, frate. Mamă, last T-base. Nici nu mă gândeam la fericirea lui că i-a picat cuțitul, mă gândeam direct să-mi dea banii, omul, ești nebun. Da, erau ieșine cuțitele atunci. Da. Păi M9 Doppler cu aia, Effect Renew, nici nu mai știu dacă era StarTrack sau nu, dar era vreo 450-460 de euro. Arată, mi-a mai scris un abonat aici, respect YouTube. Te pup, manule. Da, mă, dar așa cum e 420 un M9 Doppler. Da, dar nu mai știu dacă era StarTrack. Effect Renew, deci s-a ieftinit într-o grămadă, dar nu știu. Nu știu, pana mea. Ia să-i să mă uit așa, ceva Godknife mai jos de 100 ei, nu cred că e Godknife. Și când te gândești că Godknife-ul... E 110. Doppler. Stai să mă gândesc. Ba, aș putea să-mi iau, că dacă mai bag, da, dar atunci nu o să mai am de pinuri. Și nu știu dacă m-aș tăi neapărat așa de mult că mi-aș schimba cuțitul față de că mi-aș lua pinuri, știi? La Transfector, zic. Băi, coaie, dai impost... Mamă, nu mai țip că vine maica mea și-mi dă omor, dar ce dracu, mă, ce se întâmplă aici, mă, că nu mai rezist... Mamă, măcar sunt pe primul loc, ești nebun. Nu mai rezist, mă. Deci efectiv m-am uitat pe mid să văd să nu vine cineva să-mi dea pic, nu a fost nimeni, m-am întors să-l omor pe ăla de pe mine, a venit unul din spate și mi-a dat cap. Cum? Nu mai exit, eu știe de ce nu mi l-a arătat pe ăla, dar ce să mai zic, ești nebun la cap. Și eu tot nu înțeleg de ce dracu joci tu cu skin changer când ai minunăția aia de cuțit. Deci arată prea frumos cu aia, mai ales așa la lumină. Mamă, strălucește. M-am îndrăgostit, băi. Poate îmi vând motorul și mai dau diferența și îți iau, îți cumpăr cuțitul, ești nebun. Ce dracu mi-ai trimis acolo? Ah, ia uite cu aia omul meu. Uitați-vă băieți cu ce joacă omul meu. Cu M9 Bayonet Slotter, ești nebun la cap. Cred că e și mai ieftin slotterul ăla decât ce ai tu acum în inventar, nu? Cred că da. S-a-mi bat picioarele, omul meu scoate. 600-700. Da, păi aia zic. Omul meu joacă cu cuțit în skin changer mai ieftin decât cuțitul lui din inventar, bă băieți, ca să înțelegeți aroganțe. Așa ar trebui să faci tu cu aia pe YouTube, să te apuci de cheating și să joci cu... ceva de ăsta, cu skin changer, dar cu cuțit de ăla, de ultimul cuțit, uite cum am eu de exemplu, la 60 de euro, dar tu stai în inventar cuțit de 1100 de euro aici, nu mă să cătăi scăi. Mama, am vrut să-i dau prin ușă la ăla, ce prost și am și tras fix pe cap. Dă-i prin ușă, nu te ține. Stai că mă ține pe mine dacă te ține. Hai mă, coaie, unde-i, că nu mai văd. Mă enervează că cemsurile astea gen nu arată prin... Băi, coaie, sunt ultimul inapt. Mort unul și ălalalt unde-i? Defuse the bomb, defuse the bomb, he's behind you. Stai să dau un oscop, fiind un oscop, unde-i? I-ai dat tu? Ah, lol, i-ai dat tu. Am înțeles. Hai că dau eu defuse la bombă, frate. Unde e? Unde? Ce, bomba? Aici, lângă mine. Ce jucător, mă? Ah, da, nu coaie, dar n-am văzut că e dat noscop. Am văzut că e tras, dar nu m-am uitat la kill feed. Și cum e novul ăla, nu mă-ți place? Că mi-a mai propus cineva în trecut, mă rog, acum în trecut. Am vreo două, trei nu să-mi dea invite. Am zis, ba, pula coaie în el de novul ăla. Dacă zici că e fain... Singura parcă... chestie e că 22 de euro un cod de legit, bine, da, e pentru main. Da, dar pula mea, măcar știi că ai o bază acolo, a fost detectat vreodată? Nu, niciodată. Păi na, și atunci de când ai? Nu știu, din 2017-2018. Na, păi atunci eu zic că merită cu aia, adică odată ce și-au făcut reputația asta, că n-au fost banați niciodată, tot te dracu. Aoleu, doamne, dar ăla are legit anti-aim, ce dracu are, așa mă, bossule, aici tu. Încă unul. Încă unul. Ce zici, bă, Extasis? Bun sau sal? Bun rău de tot. E jucător. E jucător așa. Mamă, toate cu flash, tu vezi? Toate cu flash le-am dat cu aia. Hai că fac și eu aici runda asta, băieți. Hai, brodere. Nu! Ăsta, na, ăsta are ult. Vezi că are ult, dar încearcă să-l ascundă prostul. Păi da, te-am pizda, mă, timp dai tu prefire. Bine, m-am dat aici, băieți. Bă, mi-a dat ultimul prefire, ești nebun la cap. Nu știu ce să zic, dar mi-a cam dat prefer. Și mă și aștepta, gen se tot mișca după cutie și când am văzut că mă apropie așa încet cu shift-ul să-i dau pic, just reported green. You are mad.
Uzbed. Ok. Nu știu cu aia, la ora asta berez. N-au întreba. 24-8. Cât am kill de 2-a? 3 sau cât dracul am? Da, mă. Hai, mă, că-s bun. Mi-ai dat comand? Da. Că am văzut acolo cu verde în chat, îmi plăia că-ți dau și eu back, frate. Bă, chiar, mă, tu ai comand ăsta, comand butul ăla tău? Da. Bă, ești nebun, bă, băieți, aveți acolo și un link în descriere pentru comand but. Cred că ți-am mai făcut promovarea dată. Sau nu ți-am făcut ție? Da, mi-ai făcut, da, mi-a închis serverul. Am făcut 6500 de membri. Mamă, și? Și mi-a închis Don serverul, dacă îl știi. S-a adus pe pula. Păi, ce ți-a făcut Don? Chiar, mă, faza asta cu Don, hai să vorbim, să aducem și vorba dacă vrei. Dacă nu vrei, nu-i nicio problemă. Lămurește-mă și pe mine cu Don ăsta, că am auzit că s-a cam apucat de necurate. Bă, nu știu, așa am mai auzit și de la prieteni că le-a dat schimb cu da, invite în schimb. Da, și mie mi-a dat cineva mesaj că i-a trimis vreo 5 milioane pentru să nu facă nu știu ce și n-am mai făcut și pula mea, nu știu, habar n-am, nu mă prea interesează certurile, dar urât din partea lui. Adică, bă, băieți, și eu am mai dat țepe, că nu, acum să nu mănânc căcat, că și eu am dat țepe cu aia, dar ultima țepă pe care am dat-o a fost cu un cont de Minecraft în 2015, este nebun la cap și contul ăla de Minecraft și acum l-am și în ziua de azi. Și credeți-mă că dacă aș mai ști la cine am dat țeapă, mă rog, știu la cine am dat țeapă, dar dacă aș mai avea vreun contact ceva cu băiatul ăla la care am dat țeapă, îi l-aș da înapoi contul. Bișeam aș pe el de cont că nu m-a așteptat la absolut nimic. Am dat țeapă, m-a jucat 2 zile pe el și m-a lăsat de Minecraft. Na. Ai avut ultima mea țeapă dată. Mă rog, la 10 ani vă dați seama că nu mă ducea capul prea mult, mă frate, dar Don în pana mea care, bă, cât avea? 17 ani? Cât avea? Pula mea. 18 ani. 18 ani și pula mea în perioada asta, în 2021, uite mă cu aici. Mi-am luat mare tap pe mid. Samba picioarele în el, hai că stau spec pe tine. Nu știu, bă, în 2021 parcă nici mi se mai pare niciun rost să dai țepe, mă, frate, adică Trevor familia, Don, omul meu, dacă nu dădea țeapă aici, nu-și futea acum toată încrederea în abonați, putea să facă chestii în care făcea mult mai mulți bani. Dar mai multe, asta e ideea, mă rog, dacă ce-i... nu dădea țepele alea, putea să facă mult mai mulți bani dacă câștiga încrederea abonaților, dacă era ca lumea, dacă crea o comunitate foarte faină, cu oricum calitatea videourilor, exact. Sincer să vă spun, e mult peste a mea. Adică el făcea, mă rog, nu neapărat că e calitatea în sine, cât cum își forma videoclipurile, cum și le edita, exact, se implica foarte mult, stătea foarte mult la edit, adică vă spun sincer că muncea mult mai mult decât mine. Stătea, se informa când făcea unele videouri, bă frate, și să-ți fost toată chestia asta pentru cât? Serios, acum am... Câteva sute de euro, bași pula necoaie, că oricum se duc banii. Câteva mii, cred. Câteva mii, câteva pula mea, oricum se duc banii cu aia, în orice caz. Să zicem că, nu știu, a dat... schemuri de 3000 de euro, dar banii aia oricum o să se ducă la un moment dat. Și după când mai vrei și tu așa să intri pe online-ul ăsta, să te mai joci, să mai faci tu un live și toată lumea te înjură și te face schemări, care a fost rostul? Vă spun sincer că și eu am avut ocazia să dau enorm de multe țepe. Băi, coaie, mă sinucid. Băi, coaie, mă sinucid, nu trage codul. Și eu am avut ocazia să dau enorm de multe țepe, dar n-am făcut asta niciodată, pentru că m-am gândit, bă frate, uite, chiar că am vrut să încep, dar am uitat să mai zic. Cu băiatul ăla am văzut acolo că a zis cineva că nu știu ce, n-am apucat să mă uit la toate videourile astea despre Don cu țeapa, dar am auzit că și că nu știu ce băiat care voia să-și cumpere un PC de gaming și a vrut să-și vândă un skin, un M9 sau nu știu ce exact. Da, și... mai doi, vezi că ți-a dat cineva new la serverul de Discord, să știi. Am văzut, da, știu, dar am serverul nou de Discord. Că le zici la băieții. Mi-au zis ăștia că zic că e vina lui Don, că Don mi-a dat. N-am niciun habar cu aia, mă doare în pulă și de Don și de tot, ești nebun la cap. N-am nicio treabă cu omul. Pula mea, face ce vrea, n-am. Dacă vine la mine și scrie, eu vorbesc cu el. N-am, nu mă duc acum să-l bat ca da țepe, mă doare în cur ca da țepe, adică până la urmă prost e și ăla care și-a luat țeapă, nu prost. Prost e și ăla care dă, vă dați seama că până la urmă și eu acum, dacă îi cer contul unui abonat, dați seama că abonatul ăla are încredere în mine, știi, într-un fel îi trădez încrederea dacă îi dau țeapă, dar... Nu știu mă frate, eu vă zic sincer, dacă aveți dacă conturi valoroase... Cu credere sau ceva... Da, mă, dar știi cum crederea asta, ești nebun la cap. Am vrut să vând cuțit de șase, știi, și la cine e să-l vând numai face-to-face, știi, și mulți au refuzat, adică, de fapt, toți au refuzat face-to-face, știi, mă duce mereu. Bine, mă, depinde dacă copii de aia de 10 ani de vine mami și tati zice, cu cine te vezi? Cine e băiatul ăsta dubios? Pula mea, nu știu. Nu, erau dau țipare, adică, cine, ce copil are 1000 de euro acum, pe bune? Bă, și asta, e, mai știi, vezi că mi-a donat un copil cu aia de 9 ani, vreo 20 de bețe pe live-ul ăla de 12 ori, nebun la cap, dintre care, nice, YouTube, mi-au intrat doar 9 milioane, taxele puli. Deci gândește cu aia, mi-a donat omul vreo 17 milioane pe live și eu când m-am dus să scot de la bancomat au fost 9 milioane. 9. Jumate. Și eu m-am bucurat pe live, mă gândeam că mamă, că nu știu, atunci eram și în perioada în care mi-era stricat motorul, a zis, mamă, mă duc, îmi fac motorul, frate, faa, și pula cu aia, că mi-a uitat jumătate de bani, ești nebun la cap. Na, mai zic ceva cu YouTube-ul ăsta. Chiar mă, tu ți-ai completat nebunile alea acolo în AdSense, să nu-ți mai ia taxe YouTube-ul? Da, nu știu, că eu așa nu folosesc AdSense, adică n-am scos niciodată banii.
A, am înțeles. Nu știu cu aia. Deci gândește că mi-am luat mare ția, că trebuia să-mi intre vreo 250 de euro pe luna... Nu mai știu pe ce lună. Da, am văzut că și mie mă oprește taxe din cont. Da, coaie, m-au rupt în două cu taxele. Bine, mă doare în curc, oricum nu erau 1000 de euro. Am completat ăla, dar tot nu-mi ia taxe, nu știu aici. Păi da, și mie mi-a, dar mi-a mai puțin, mi-a 10% în loc de 30 în pui mie, ești nebun la cap. Gândește-te coaie, că mie trebuiau să-mi intre vreo 250 de euro și mi-am intrat 150. Bă, ești nebun. Bă, mi-am luat aproape jumătate de bani coaie, mai îmi luau 25 de euro și erau fix la jumate. Băi, deci și-au bătut pula ăștia de la YouTube. Dar ai văzut că și aia din afară, gândește că youtuberii din afară coaie care până la urmă câștig oricum mult mai mult decât ăștia din România. Adică un youtuber cu vizualizările mele în Norvegia, de exemplu, ar câștiga 1500 de euro pe lună, știi? Eu câștig 250. Aia e, bă, băieți, mergi mai prost, sunteți nebun la cap la cât mănânc. Vă spun sincer, nu știu, ăștia care mă urmăriți pe Instagram, by the way, follow pe Instagram Raul2KA. Deci vă spun sincer, la câte story-uri pun eu de la restaurante și de la, mă rog, restaurante, mult spus, de la McDonald's, de la KFC, păi eu cheltui mai mult bani pe mâncare decât fac din YouTube, sunteți nebun la cap, și să mai ia și YouTube-ul taxe. 30% sunteți nebuni, păi m-au rupt în 200, sunteți nebuni, nu mai am bani să bag benzină la 1.25, băieți, ce facem? Faci motovlog astea? Hmm? Nu faci motovlog, ceva, nu știu. Bă, nu știu, am vrut să-mi cumpăr camera, aveam camera aia, nu știu dacă știi, dar eu am făcut și Glovo, înainte și făceam bike vlog-uri de la Glovo. Da, știu. Și aveam un căcat de cameră, puime și am spart-o ca prostul. Am venit într-o seară după ce am filmat episodul cu Glovo și... Era murdară camera, că s-a pus să plouă și... Pula mea, m-am dus la baie să o spăl. Am pus-o pe chiuvetă după ce am spălat-o și nu știu cum am dat cu cotul. Așa pică direct cu lentila în jos și s-a spart, s-a făcut praf. Camera încă pornește, pui mei, dar nu se mai vede nimic, nu se mai înțelege absolut nimic din ce filmează, știi? Nici n-am mai postat video-ul ăla de la Glovo. Am avut nervi în seara aia, cred că încă l-am video filmat gen pe card, dar nu, n-am mai avut chef să le editez, să-l postez. Mi s-a dus tot chef în seara aia. Și mi-e extrem de ciudă că gen camera aia se vedea decent, ai văzut și tu, dacă te uita la video se vedea destul de decent. Băi, coaie, trăiți-ar familia, am prins-o la lichidare de stoc, era redusă de la 4.500.000 la 1.000.000. 1.000.000, deci când m-am dus, efectiv, aveam comandă de la Glovo la mall, când am luat camera aia aveam comandă, trebuia să mă duc la Maxus, la mall să iau comandă. Așa, trebuie să te camera de la și... Media Galaxy. Da, m-am dus la Media Galaxy să mă uit așa de cateringă, că mai să ia de la mea, că e foarte aglomerat, că mai durează vreo 20 de minute. Mamă, coaie, ăștia vor să-mi dea kicks, termina, să fac eu. Nu, zis că durează foarte mult, chiar aglomera, că pui mie și bine, mă, frate, Media Galaxy-ul lângă, mă duc să mai trag un ochi. Și când am văzut acolo, mai erau două camere ca alea, am vrut să le iau pe amândouă, dar mi-a zis că n-are rost. Și uite că chiar îmi prindea bine să le iau pe amândouă, că spărgeam pe aia, aveam pe asta la altă. Și... Mamă, e camera de rezervă. Da, coaie, păi la 1.000.000, ce pula mea? Și era super șmecher, coaie, să ai acolo, să mai te duci la munte, la ce v-am filmat cu ea și la munte, cu schiurile, cu astea, era super șmecher, se vedea super șmecher, coaie, pentru o cameră la 1.000.000 să filmeze 4K, era tank. Ce vorbești? Ah, păi te dai cu schiurile. De pula mă dau cu schiurile cu aia. Am tentativă acolo, am picat de 3 ori, m-am lăsat nici nebun la cam, am lăsat de meserie. Ce, tu te dai cu schiurile? Da, facem un ski vlog acolo? Da, frate. Am fost la Gărâna, dacă știi unde e. Mă rog, la Gărâna, sus pe căcatul ăla, Voliuc sau cum se numește părtia aia. Nice, one tap. Hai mă băieți, să vedem dacă am luare în cap. Tu unde te duci la ski? Hai că am luare în cap dacă e. Eu la... Ce trebuie să n-afac aici? La Faina Brașov. Mamă, n-am văzut nici... Ba, ce prost să scoaie, cam și poze de la Brașov. Am fost la Brașov, am mâncat acolo în centrul la nu știu ce restaurant cu ai mei, unde se vedea nebunia aia ca în GTA 5 în pui mei cu Brașov. Sunteți nebun la cap, creativ rău de tot brașoveni ăștia, ești nebun la cap. Bă, fraților, nu uitați, mâine apare episodul nou și de la Ecstasy. Bă, sper că am filmat ceva, că mie nu mi-apare că filmez, dar mai se buguiește programul ăsta de filmat. Nu uitați, dați subscribe neapărat la Ecstasy. Mâine aveți și video acolo împreună cu mine, cu marele boss. Zici tu ceva, Manule, așa ca de încheiere și ca de 4 dimineața. Bă, noi filmăm de jumătate de oră, coaie. Mamă, să am ceva de editat la video ăsta, că am început pe la și 19, ești nebun la cap, că țin minte. Bă, fraților, sper că v-a plăcut, dați și voi acolo un like să facem 2000 de like-uri, am primit și un drop. Bă, m-am crezut că e mare dragon lor, dar m-am speriat degeaba. Și noi ne vedem. Să scrie băieți în comentarii dacă vreo idee de asta de skin-uri. Bă, da, exact. Da, și de skin-uri, dacă aveți idei și să-i dați și voi acolo idei la Ecstasy de videoclipuri. Ce ar putea să filmeze cu cuțitele alea, nu știu, ceva, troll. Habar n-am, nu știu, să intre cu un copil de 10 ani. Exact, să intre cu un copil de 10 ani în meci și să dea cu spinul cu cuțitul. Hai că... Da. Nu știu, bă, băieți, scrieți acolo propuneri în comentarii pentru video de mâine. Poate o să facem și o provocare ceva. Știi că eu mai aveam înainte seria asta cu provocării Legends. Îmi dea abonații provocări și eu le făceam pe video. Și era, mi-o dădeau provocări de alea să fac ruleta cu arme, dar să pun doar shotgun-uri, ruleta și căcaturi de alea, știi? Să facem un video așa mai pe suspans, mai interesant. Nu uitați să dați și voi acolo un subscribe și la mine și la Ecstasy. Și noi ne vedem data viitoare. Bye, bye. Aici trebuia să zici tu ceva, bă. Hai zic acum sau? Păi zi acum, n-am închis episodul. Ce să zic? Că nu mai știu, mamă. Salut! Salut, băieți!